Un angajator din Norvegia caută pentru angajare doi tinichigii. Salariul promis de angajator pentru acest post ajunge până la 20 de euro brut pe oră în funcție de experiență și calificări. Sălăjenii care vor să lucreze în străinătate și au pregătirea necesară își pot trimite până pe data de 30 octombrie CV-urile pentru cele două posturi de tinichigiu scoase la concurs de un angajator din Norvegia. Pentru a corespunde cerințelor angajatorilor, candidații la aceste posturi trebuie să aibă calificare de minim 2-3 ani, experiență de tinichigiu, experiență de lucru în montare țiglă și ferestre, experiență în montare acoperișuri plate, sudării membrane, folii PVC, permis de conducere categoria B constituie avantaj. De asemenea, cei care vor să aplice pentru acest post trebuie să cunoască bine limba engleză sau o limbă scandinavă. Potrivit informațiilor postate pe site-ul EURES, persoanele selectate pe aceste posturi vor beneficia de ajutor în găsirea cazării, haine de lucru și instrumente necesare, asigurări, inclusiv pentru pensie, dezvoltare profesională, asistență cu privire la fiscalitate, cont bancar și înregistrare la poliție. Contractul de muncă se va face pe o durată nedeterminată. Mai multe informații despre aceste posturi puteți obține accesând site-ul www.eures.anofm.ro sau la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, unde consilierul EURES vă poate îndruma.